Vă simțiți amenințat? Sau v-ați simțit vreun moment vreodată? Vreți în România? Nu, în România nu m-a simțit amenințat. În legătură cu... Dar am primit mesaj de amenințare. Este și la ora actuală la... Când am avut acea reacție cu ei pe internet, imediat au scos-o. Noroc că am avut câțiva colegi care erau pe internet și au văzut pe sus. Pe... Ați fost amenințat cu ce și de către cine? De către prietenilor din, de pe site-ul de socializare pe care l-au. Cu atitudine pe care le am. Deci eu nu am o atitudine împotriva islamului. Dumnezeu îmi știe, nu este moartă. Scuzați-mă, amenințat? Deci amenințat cu un mesaj. Adică ce v-au spus exact? Amenințat cu ce? Cu violență? Cu schimbarea din funcție? Nu cu schimbarea din funcție, cu moartea. A fost un mesaj în limba engleză pe care l-am. Și ați făcut plângere? Nu am făcut. Deci eu nu intru într-un conflict direct cu ei. Nu trebuie să fac plângere. Eu sunt un lider spiritual. Vedeți și dumneavoastră, sunt modest, nu umblu cu... nu cer protecție, nu cer nimic. Nu. Deci islamul nu este așa ceva. Este religia păcii, a bunei înțelegeri, a respectului. Să ne respectăm unii pe ceilalți. Eu îi respect pe ei. Și poate așa când... Și știe mesajul în limba engleză. Au mai fost alte mesaje, dar le țin, sunt toate în sufletul meu. Și le las la titlul lui Bunul Dumnezeu. Dumnezeu, Bunul Dumnezeu ne judecă cel mai bine. După fapte. Și după ceea ce ne dorim noi. Încă o dată vă spun. Și vă spun cu sufletul în păcat. Statul român, România, ne-a garantat acest drept, libertatea religioasă, un drept fundamental. Nu că este dator, deci știți când ne spun acest lucru, mie îmi spun, este dator. Nu este dator. Pentru faza aceea care ne-a făcut-o acel coleg, care a studiat într-o țară islamică să-mi dea sema României jos, putea ca asta să ia o măsură, să-mi interzică să mai predau religia în școli. Câte școli sunt în care se predă? În toate școlile din județul Constanța se predă religie islamică, unde sunt, bineînțeles, elevi musulmani. Și avem această deschidere. Au mai fost mici neînțelegeri, dar s-au rezolvat. Dar sunt. Deci, și în alte județe? Sunt și în București, da? Avem imamul nostru care organizează aceste cursuri. În alte județe nu știu, pentru că nu am eu imamul meu oficial. Și nu știu ce se întâmplă în alte județe. Comunitatea musulmană are alte probleme de altă natură? Nu, dar nu sunt alte probleme. Problema esențială este de a ne înțelege, de a nu îndemna pe enoriașii noștri care vin la slujbe să avem acțiuni îndreptate împotriva altui stat. Acel stat cu care țara mea, care m-a adoptat pe mine aici, are relații bune de colaborare. Vă referiți la Egipt? Mă refer la ultimul exemplu din Egipt. Și alte țări? Alte țări au mai fost, dar știți foarte bine, dacă urmăriți presa, au fost și persoane care au fost expulzate, care nu au frecventat mie lăcașele de cult. Vreau să fac iarăși o chestiune publică pentru prima dată. Sunt și misionari care vin din anumite țări din Occident, care sunt cetățeni români și care vin într-un fel să predice în România și vin și locuiesc în moscheile mele, vor să locuiască în moscheile mele, este dorința lor, le-am interzis. Nu vin prin mine, prin cine vin? Cine îi aduce? Cine îi găzduiește? Aceste fundații îi găzduiesc. Musulmani, români? Nu, musulmani din alte state din Occident. Cetățeni europeni, ai Uniunii Europene. Au venit să predice aici în România. Cine îi aduce pe ei? Cine îi duce la sate? Știți că i-am dat afară? Din moschei? Cât e de extins acest fenomen acum? Este extins foarte frecvent. În toate județele? Sau? Da, cam nu pot spune în toate județele, dar eu în Constanța, la moscheile pe care le-am și nu numai, și în București, le-am spus, domne, vii la slujbă, asiști, dacă din comunitatea musulmană, enoriașii, vor să te asculte, poți să rămâi după slujbă. Nu rămâi după slujbă, încui moscheia. M-au pus pe internet, pe site-urile lor de socializare, că musulmanii și-au închis moschele. Da, eu nu accept asta de predicatori. Și le-am spus... Care spun ce, acești predicatori? Poate care spun cuvântul lui Dumnezeu, dar nu am nevoie de așa ceva. Imamul meu la fel, transmite mesajul lui Dumnezeu. Cum să fii un bun musulman, cum să predici, cum să practici islamul. Eu nu am nevoie de musulmani din alte țări, indiferent de ce origine sunt, fie și state membre, și am rugămintea ca ambasadorii statelor membre Uniunii Europene să nu se supere, să-mi predice mie islamul. Eu vreau islam tradiționalist existent în România. Acesta să fie practicat. A
A fost. Vă dau exemplu și chiar mi s-a reproșat că el e cetățean european și de ce nu lasă doarmă în moschee. I-am spus, vrei să dormi? La hotel. Lăcașele de cult nu sunt hoteluri. Vii-ți oficie slujba, dacă sunt doritori din comunitate să te asculte, îți ascultă predica, păi el vine și vorbește în engleză, în arabă sau în franceză. Au un traducător și le traduce. În română sau în turcă. Mai mult în română. Nu am nevoie. Mesajul meu către comunitate se poate asculta și fără traducător. Și chiar am avut discuții cu câțiva ambasadori ai statelor membre Uniunii Europene și m-au, de fapt, m-au înțeles ceea ce am vrut să le transmit. Vin de unde? Din Franța, din Marea Britanie, da, de unde? Da, exact. Franța, Marea Britanie, Germania. Da. Vi s-au plâns enoriașii? Nu, enoriașii nu-i acceptă, nici nu participă. Dar ei sunt, de cine sunt atuși? La cine îi găzduiește? Cine îi găsuiește pe acești misionari religioși? Că într-un fel sunt misionari. E foarte interesant ce ne spuneți. Vorbim de aproape o oră. N-aș vrea să închei fără să aduc aminte că presa a spus despre dumneavoastră că sunteți tânăr, aveți 37 de ani doar și aveți mulți dușmani, deși sunteți o persoană foarte discretă. Și cu permisiunea dumneavoastră aș aduce aminte un articol de presă care invoca o telegramă a ambasadei SUA la București din 2011, publicată de Wikileaks, care spunea că imediat după publicarea desenelor cu profetul Mahomed în Danemarca, tot la acea vreme, asupra dumneavoastră s-au făcut presiuni imense din partea fundațiilor saudite. Continuă aceste presiuni? Deci vreau să nu sunt fundații saudite, din partea unor fundații. Că îi sprijină, sunt sprijiniți de anumite țări sau sunt sprijiniți de anumite oameni de afaceri, nu este problema mea. Am înțeles că presiunile ne le-ați explicat din interior, dar din afară? S-au făcut și presiuni. Deci în România nu o să vedeți enoriași musulmani care sunt sub umbrela muftiatului să protesteze. Da, a greșit. Eu chiar vreau să mulțumesc prin intermediul dumneavoastră presii din România, pentru că nu a relatat acele caricaturi. Și vedeți dumneavoastră, aici e România, aici e democrație. Comunitatea musulmană din România este respectată. Dar tu, ca musulman, dacă vrei să faci anumite lucruri, cum și repet acest exemplu, pentru că îmi stă în suflet și nu accept așa ceva, să dai sistema țării mele, să o dai jos, care eu te-am plătit, deci ca stat te-a plătit, sau să traduci o carte islamul și celălalt și pe mine să mă pui în categoria celălalt, nu accept așa ceva.